Bun găsit! Am făcut un calcul estimativ pentru ultimele 48 de ore. Cred că sunt peste 3.000 de refugiați care au reușit să ajungă aici, în punctul Isaccea. Cei drept la ultimul bac care a trecut aici pe malul românesc la ora 10. Cam jumătate erau ucrainieni, însă erau și foarte mulți alți cetățeni străini și vorbesc aici de cetățeni turci sau studenți din India sau din Marocan. Cei care erau în Odessa și care au reușit să ajungă aici pe teritoriul românesc. Mai trebuie precizat că sunt foarte mulți ucrainieni care au decis în ultimele 24 de ore să vină să traverseze prin sudul țării, să ajungă România, fie prin Republica Moldova pe la Galați Rutier sau pe aici pe la Isaccea, e mai simplu pentru că trec doar o singură graniță și asta pentru că este din ce în ce mai greu să meargă, să treacă prutul, să treacă în România, mă scuzați, prin nord. Așadar, am văzut mame, am văzut copii. Există o situație specială dincolo de graniță pe malul ucrainian. Se spune pe rețelele de socializare că sunt două femei gravide în 8 luni care sunt plecate de mai bine de 10 ore din Odessa și nu știu când vor ajunge aici, sunt într-o situație critică. Din păcate, autoritățile române nu au ce să facă. Le pot acorda ajutor doar în momentul în care ajung aici pe teritoriul României. Spre deosebire de zilele trecute am văzut o mobilizare de forțe aici în punctul Isaccea. Sunt foarte mulți voluntari care au venit cu mâncare și cu ceai și mai trebuie precizat că și pompierii de aici de la Isaccea vor monta un cort în vamă special pentru refugiații care nu au unde să meargă. Alina, mulțumim. Și la vama din Sighetul Marmației, numărul oamenilor și al orelor de așteptare este mare. Localnicii s-au solidarizat cu refugiații, iar măicuțele de la Mănăstirea Greco-Catolică din Sighet au aranjat camere și mese pentru cei care au fugit din calea războiului. Colega mea, Mădălina Vlăsceanu, a stat de vorbă cu câteva dintre femeile refugiate și ne spune prin ce au trecut ele în ultimele ore. Bun găsit, Mădălina! Bună ziua, bun găsit tuturor. Am stat de vorbă cu mai multe mame care au fugit cu prunci în brațe din calea războiului. Mi-au povestit cu lacrimi în ochi că se gândesc cu groază la ce au lăsat acasă. Soții lor luptă acum alături de armata ucraineană să-și apere țara, iar ele nu știu încotro să o apuce. Vor rămâne în România câteva zile până când se vor găsi soluții și căi legale pentru ca ele, împreună copiii, să plece spre alte țări din Europa, acolo unde au rude sau prieteni. Singura lor bucurie este că pentru moment au un acoperiș deasupra capului, primesc o masă caldă și consiliere din partea unor voluntari care încearcă să le asigure tot confortul. Aici, la Congregația Surorilor Maicii Domnului, sunt cazate aproximativ 50 de persoane, femei cu copii mici. Autoritățile sunt pregătite în continuare să primească refugiați, sunt disponibile mai multe locuri de cazare în oraș, iar dacă situația o va impune, pe stadionul din oraș va fi înființată o tabără mobilă. Și în Republica Moldova continuă fluxul de refugiați. Mulți dintre ei trec prin punctul de frontieră Palanca dinspre Odessa. Colega noastră, Svetlana Gore, este acolo. Bun găsit, Svetlana. Ce se întâmplă acum? Bun găsit, așa este. Să știți că traficul la vama Palanca continuă să fie intens. Este o coadă de 5 km. Acolo, în vama ucraineană, sunt foarte multe mașini, dar și oameni pe jos care și-au abandonat undeva mașinile și și-au luat bagajele în mâini și trec vama, așa cum vă spuneam, pe jos. Sunt doar cu copiii și asta pentru că bărbații lor au rămas în țara de baștină pentru a-și apăra de inamic. Am vorbit cu mulți dintre ei și poveștile lor sunt extrem de emoționante, iar aici partea bună este că au dat de oameni cu inima mare care i-au întâlnit cu mâncare, cu ceai cald, cu medicamente și alte produse de primă necesitate de care au nevoie. Sunt mai mulți voluntari care au venit încă de la primele ore ale dimineții și ajută oamenii cu tot ce pot. Mai mult cei care nu dispun de transport aici în Republica Moldova, li se oferă transport gratuit până la Chișinău sau până în orice altă zonă unde ei au nevoie. De asemenea, oamenii au
pot să beneficieze și de o cazare gratuită, pentru că sunt mulți oameni care îi primesc pe ucraineni la ei acasă, pentru că ei nu au unde să mai trăiască. De asemenea, tot aici, lângă Palanca, lângă Vama Palanca, este un sat al refugiaților, centru de plasament provizoriu, dar mai sunt și altele, de exemplu, în Otaci, dar și la Chișinău.